Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România în fiecare duminică de la 3 la 3 și jumătate, o emisiune oferită de BRD Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Dar din ce se făcut acest viitor? Care este materia lui primă? Treaba asta se rezumă într-un singur cuvânt, inovație. A inova înseamnă a face ceva ce nu ai din ceva ce ai. Inovația e ceva atemporal, adună la oaltă trecutul, prezentul și viitorul. Să le luăm pe rând. Trecutul e ceea ce ai la îndemână, materiile de care dispui și tot ceea ce spune la îndemână trecutul tău și al celor de lângă tine. De acolo pleci din moștenirea trecutului. Prezentul e în mintea ta, e ideea pe care o imaginezi acum pentru a te proiecta în viitor. Ei materialele moștenite din trecut și le pui împreună în prezent pentru a obține ceva care există doar în mintea ta, adică în viitor. Viitorul nu este altceva decât promisiunea pe care tu ți-o faci acum pentru ziua de mâine. Inovația rezumă tot acest proces care leagă trecutul de viitor trecând prin prezentul tău. Există companii care cu asta se ocupă, cu inovația. Una dintre ele este Expleo, o companie franceză care inovează în multe sectoare industriale și care numără în jur de 1000 de angajați și în România. La București și la Iași. Investiția franceză pune România pe harta inovației industriale și am invitat astăzi la emisiunea Noi venind din viitor pe Alexandru Mircea, care conduce Departamentul de Inovație de la Expleo. Alexandru, bine ai venit la emisiunea Noi venind din viitor, unde aducem evident oamenii care vin din viitor. Tu Mulțumesc. vii de la Expleo, care cu, cu asta se ocupă, ne aduce viitorul mai aproape prin inovație. Ce face compania franceză Expleo într-o țară ca România, unde are deja în jur de 1000 de angajați? Compania Expleo se ocupă cu acordarea de servicii de inginerie către diversi clienți. În principal, focusul nostru este lumea automotiv, unde suntem recunoscuți chiar la nivel global. Sunteți într-o țară care nu contează partea asta, automotiv. Avem în Renault, în România, avem Ford, avem multe afaceri care sunt legate, conectate la automotiv și cred că e de lucru. Da, aș putea spune că avem activități atât în sectorul mecanic cât și pe electronică, chiar și pe DVT, pe digital. Contribuim la dezvoltarea caroseriilor, concepție pe partea mecanică. Avem de asemenea, intervenim în partea de electronică la. Dezvoltarea de software pentru autovehicule, testarea acestuia și nu în ultimul rând. Aș preciza aici, realizăm și teste fizice, nu doar la nivel de software. Avem chiar clienți care ne trimit autovehicule aici, în România, și putem realiza teste în premisele noastre, aici, în București. Am fost la un moment dat în vizită la atelierul la unde se întâmplă aceste exact. lucruri uh, și am fost uh, absolut impresionat, nu ascund acest lucru, uh, am văzut acolo, nu dau nume, dar am văzut uh, mărci uh, de mașină foarte mari, nu știu dacă am văzut, dacă era vreo marcă mare de mașină care să nu fie acolo și practic uh, ce se întâmplă acolo, uh, companiile își trimit uh, mașinile respective pentru a fi, testa, a fi testat softul de pe mașină. Deocam. Mașina a devenit un calculator până la urmă, mașina noastră nu e doar un motor, este o da? multitudine de calculatoare, <laughs> este o mult de calculatoare <laughs> și e ca pe calculatorul de pe birou sau pe telefon, pe, pe device-urile astea avem nevoie să punem tot timpul aplicații noi să încercăm. Absolut. Până. Și voi asta faceți acolo înțeleg, adică luați niște aplicații noi cu funcționalități noi și le testați pentru că nu poți să dai drumul pe piață la o mașină cu o aplicație netestată evident. Da. Ce se întâmplă acolo, de fapt? Aș face un focus pe funcțiile inovative pe care le testăm, pentru că despre asta ne dorim să discutăm astăzi. Mă refer aici la funcțiile ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, acele funcții menite să ușureze conducerea autovehiculului, și nu în ultimul rând, care tind spre un vehicul autonom. Mă refer aici la sistemele care frânează de frânare automată în cazul detecției unui pieton sau apropierii cu viteză prea mare de către vehiculul din față, asistență la schimbarea benzilor de rulare, tot felul de radarul da, pe care îl testăm. Toate aceste funcții, după cum spuneam, tind către crearea unui vehicul autonom în faza aceasta noi îmbunătățim caracteristicile funcțiilor și zic eu că în curând o să ajungem acolo la vehiculul care o să meargă singur. Te ascultam și mă gândeam dacă acum 20 de ani n ar fi spus cineva că o să avem la un moment dat mașini care să meargă singure, am fi zis că asta țin de filme de științii, științifico fantastice. Și iată că ne apropiem de această realitate. Mașina a devenit deja, s-a automatizat atât de mult încât tinde să devină autonomă și autonomia asta se pare că va ajunge curând pe piață. Da, într-adevăr sunt unii producători care au deja această funcționalitate, nu în Europa cei drept, dar nu suntem departe să avem și aici în Europa asta. Am fost în vizită la voi și am văzut pe lângă acest atelier și un departament de care te ocupi, departamentul de inovație, erau o grămadă de puștani pe acolo, da. tineri care... Este incubatorul nostru. Meșterau la tot felul de, de lucruri, niște roboței pe acolo, niște drone. Ce se întâmplă în acest incubator? Într-adevăr... Avem un departament dedicat inovării, departament pe care îl coordonez eu, o echipă core. Ce facem aici? Căutăm soluții inovative pentru a menține tendința pieții. Deci, în principiu, noi, la nivel de Expleo, avem o cultură organizațională deschisă și încurajăm colegii să vină cu soluții de inovare. În acest sens, organizăm concursuri de idei inovative, iar echipa Core selectează ideile propuse de colegii noștri și le și implementează. Ca prime implementări pot preciza că avem deja niște drone pe care le-am conceput noi de la zero, ce înseamnă asta? Atât partea hardware, cât și partea de software cu flight controller-ului, imprimantele sunt printate la imprimantele noastre 3D și scopul este de a găsi o aplicație, poate un posibil client, de ce nu în domeniul agriculturii sau poate a detecției automate de incendii, aplicații sunt multiple. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Drona a devenit deja un mic fenomen de modă, pentru că sunt, e un produs din ce în ce mai căutat și în zona civilă, apropo de agricultori cum și în zona militară, unde da. iată, avem un război lângă noi și dronele deja au devenit monedă curentă în, în, conflictul ăsta și se pare că în viitor dronele vor schimba paradigma și în conflictele militare. Ce, ce, ce faceți voi acolo cu, cu aceste drone? În ce fază sunteți? În ce direcție explorați? Pentru moment implementăm niște sisteme care, în prezent, pe dronele de pe piață sunt la fază de concepție. Ideea este să obținem o dronă autonomă. Dezvoltăm și o aplicație prin care drona să poată fi pilotată automat de către un server în ideea în care îi introduci o misiune, ok, te duci acolo, faci asta, te întorci la bază. Și în prezent colegii mei instalează diverse senzori pe drona pe care au dezvoltat-o, este în fază 3 acum, pentru a obține această autonomie a dronei fără a fi necesară intervenția unui operator. Deci vorbeam de mașini autonome, acum vorbim de drone <laughs> autonome. <laughs> Automatizarea asta vine așa ca un tsunami peste noi. Da, mă gândeam, mă, te mă gândeam, băi, ce mișto e treaba asta, stai acolo în casă, îți bea o cafea, apeși pe un buton și drona pleacă singură, udă recolta, da. detectează ce probleme mai sunt pe acolo, introduce în uh, soluția cu care dă pe plante poate o, substanțe de care e nevoie ca să ucizi un uh, dăunător. Da. Adică toate lucrurile astea se fac dar încă nu suficient de automatizat și înțeleg că putem ajunge în curând la o dronă care să facă treaba asta Aceasta singură. E tendința, da. Wow! Wow! <laughs> da. <laughs> Vine peste noi acest tsunami tehnologic. Da? Adică sunt lucruri care acum câțiva ani de zile n ar fi părut așa niște chestiunea iuristice dar care devine acum realitate și spun că vine un tsunami pentru că vine foarte repede tehnologiile cresc cu o viteză exponențială. Am ajuns deja cred în punctul care mintea noastră nu mai poate să le cum să înțeleagă efectiv în timp real ce se întâmplă. Cum vezi tu România în contextul acestor noi tehnologii care iată ne schimbă viața din toate punctele de vedere. Din punctul meu de vedere România are un mare potențial de dezvoltare și economică și cu investițiilor și cred că avem tot ce ne trebuie pentru ca România să devină un hub al inovării la nivel mondial. De ce spun asta? Mă uit în primul rând la talentele pe care ies din, de pe băncile facultății. Pot spune că sunt surprins de competențele pe care le au colegii noștri în ceea ce privește, iată, inteligența artificială. Este un cuvânt care apare pe buzile tuturor, în zilele noastre, și o tehnologie care trebuie neapărat uh, implementată și dezvoltată în continuare și utilizată pentru a inova. Uh, de asemenea, uh, aș preciza, uh, vorbeam de studenții care ies de pe băncile facultății. Expleo este în strânsă legătură cu universitățile. Uh, și uh, cred că partea aceasta de inovare este un bun magnet pentru tinerii care doresc să, să inoveze, să dezvolte noi sisteme. Uh, la fel, totuși, cum ar trebui să fim atenți la partea de securitatea datelor. Aici uh, cred că există mult. Uh, este mult loc de, de dezvoltat, de îmbunătățit. Uh, spuneați de acest tsunami de date. Datele pot fi atât bune cât și rele. Deci trebuie să avem grijă la atacuri cibernetice, de aceea susțin uh, mare atenție la cybersecurity. Da, e un domeniu foarte în ce ce mai sensibil. Nu numai în zona militară, ci și în zona civilă, sunt întâmplă o grămadă de năzrăvănii. Cred că România e bine situată și pe harta asta a cybersecurity dincolo de partea publică, partea oficială, nu avem DNSC, această Direcție Națională pentru Securitate Cibernetică, da. am fost în vizită la ei recent și pot să spun că au fost chiar impresionat. În general, instituțiile românești sunt niște clădiri prăfuite cu niște oameni învechiți, stau pe acolo pe scaune, iau salarii și nu știu ce dracu fac acolo. Dar aici, la DNSC, am fost impresionat. Am văzut sute de tineri, foarte tineri, foarte dinamici, oameni care sunt conectați la viitor și care sunt acolo să ne protejeze. Și am avut așa un feeling de, uite că se poate și în România. Apropo de ce spunea, România începe să conteze pe, pe harta asta a inovației. Povestește-ne puțin de, despre prezența Explore în România. Știu că aveți birouri la București și la Iași. Da. În principiu, explore este prezent în România de 30 de ani. Săptămâna trecută am avut un eveniment pentru a celebra acest, acest eveniment. Avem serii, într-adevăr, la, la București, la Iași, și recent am deschis un sediu la Cluj, pentru că ne dorim o dezvoltare regională vrem să continuăm proiectele pe care le avem astăzi, în același timp ne dorim și o diversificare. Deci, din punctul meu de vedere, competențele pe care le avem astăzi în Expleo, spuneam de automotive, aerospace, am apucat să precizez, dar suntem recunoscuți la nivel internațional ca experți în aceste domenii. Spuneam, aceste competențe ne permit ca mâine să diversificăm atât activitățile cât și posibili clienți. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. din viitor vin și acești tineri care creează startup-uri și business-uri cu o viteză extraordinară. Noile tehnologii le permit acestor tineri să transforme o idee într-un business destul de repede, pentru că au niște tool au niște instrumente la îndemână pe care generația mea nu le-a avut, tehnologia le pune la îndemână. Și acest mediu de startup-uri s-a dezvoltat foarte, foarte rapid. Vorbeai de studenții pe care practic voi îi cultivați și îi aduceți încă de pe băncile facultății către voi. E un fenomen care s-a răspândit și în România, sunt în contact cu mai multe universități și toate îmi spun treaba asta, că sunt companii care vin și deja recrutează pentru stagii, pentru și uri studenții de pe băncile școlii. Cum vezi tu această nouă generație care, care vine acum pe piață? Consider că noua generație are niște competențe foarte interesante pe care, să zicem, acum 3-4 ani nu le vedeam la studenții pe care, cu care colaboram. Astăzi, vă pot spune, chiar săptămâna trecută am început un internship cu șase studenți de la Politehnica București. Deci, efectiv, am rămas surprins de competențele lor, cât de multe lucruri știu pe parte de cyber security, inteligență artificială, subiecte care sunt în tendință cu, cu vremurile noastre și drept dovadă vrem să facem un proiect în acest stadiu, timp de trei luni o să lucreze la, la un subiect în direcția, în direcția, aceasta. Apropo de inteligența artificială, e un domeniu care iarăși evoluează cu o viteză halucinantă, te culci la noapte și mâine dimineață te scoli și a mai apărut încă o drăcovenie <laughs> de ea care face nu știu ce minuni. E impresionant. Unde crezi că ne ducem cu toată această dezvoltare, a zice chiar exponențială, a inteligenței artificiale? Eu consider că nu este decât o evoluție. Nu văd o amenințare. Mai auzeam de una zi, pe unii care privesc inteligența artificială ca pe un potențial pericol, nu. Eu o văd ca pe un tool care va deveni obligatoriu de utilizat. Din punctul meu de vedere, cine nu va folosi și cine nu se va adapta să folosească aceste tooluri, cred că va rămâne în urmă. Deja se vede o diferență între oamenii care folosesc inteligența artificială și oamenii care nu folosesc. Diferența acum nu este foarte mare, începe să se vadă, dar pe cu fiecare zi care trece, acea diferență va crește, va deveni o prăpastie și va crea o problemă socială destul de complicată de gestionat. Ce ar trebui făcut din punctul tău de vedere ca să împrietenim oamenii cu, cu aceste forme de inteligență artificială? Pentru că ele, din păcate, beneficiază de o, o abordare foarte negativă. Adică când ai zis pe ai, ea, ai, te gândești la Terminator, vine robot ne omoară și s-a terminat cu lumea. Aș merge pe niște campanii de sensibilizare a populației cu exemple concrete de ce nu poate aplicate chiar în domeniul public în sensul acesta... Oamenii ar putea să vadă în mod direct avantajele utilizării acelor sisteme. Și, da, deci prezentări în, în direcția AI cu success stories care să dovedească utilitatea și necesitatea utilizării acestor tehnologii. Da, până la urmă e vorba de automatizare și automatizarea e, e, un, e natura noastră umană, tot timpul omul a încercat să facă același lucru mai repede și mai bine, până la urmă este o... Un fel de a imita natura Pentru că natura așa după, Dacă te uiți la legile fizice Asta, asta se întâmplă Nu o unde electromanică Nu ocolește clădirea asta Vine direct la noi are De la punctul A la punctul B Merge drept Adică alege calea cea mai scurtă Pentru că pe calea cea mai scurtă de, Consumă cea mai puțină energie Cu cel mai mare efect exact. da? Asta face natura Și până la urmă încercă Asta încercăm să facem și noi ce și inteligența artificială da. Cum, cum vezi tu evoluția XP în România, având în vedere că suntem într-o țară în care încă ne mai e foame, vrem să evoluăm, nu că sunt țări în care nu prea ne mai e foame și vrem să ne dea guvernul de toate vorbesc de Europa de vest, România, ca în contextul Europei de est, e într-o poziție favorabilă, zice, da. pentru că încă avem lucruri de recuperat, de făcut, de crescut, de evoluat, da? și lumea își dorește să facă așa ceva, să evolueze. Tu cum vezi? Sunt total de acord cu ce ați spus dumneavoastră mai devreme, deci consider că avem multe subiecte de continuat și de dezvoltat, nu doar la Expleo, ci în întreaga Românie, dar cu precădere Explo, după cum spuneam, ne dorim o dezvoltare regională. Vrem să investim în talentele de aici din România, să formăm persoanele în tendința noilor tehnologii și să le menținem aici în România, pentru că avem nevoie de colegi talentați. Și nu în ultimul rând, iarăși o pistă interesantă pentru noi, ar fi parteneriatele strategice, și mă refer aici la colaborări cu universitățile. Avem în curs colaborări cu diverse facultăți din cadrul Politehnicii. Mă interesează în principal proiectele de inovare, pentru că asta, asta este subiectul meu. Avem deja câteva piste pentru a dezvolta împreună cu universitățile sisteme inovative. Da, se întâmplă lucruri în România. Recent am avut de-a face cu o mână de tineri care vor să trimită un primul satelit românesc în spațiu și unul dintre acești tineri lucrează chiar la expleu la voi. Deci se întâmplă niște lucruri care, cum să spun, mie îmi dau așa o gură mare de oxigen, în sensul că și în România se poate, nu e dracu atât de negru pe cât crede multă lume și România asta mică, asta care e conectată la viitor și se mișcă, ea crește cu fiecare zi care trece. Tu cum vezi România următorii ani? Pentru că mi se pare că oportunitățile aduse de aceste tehnologii sunt absolut uriașe. Eu cred că România va deveni un hub al Europei de Est în ceea ce privește subiectele inovative. Am văzut pe la diverse târguri ce idei interesante vin de la studenții noștri, premii câștigate la nivel internațional. Cred că suntem foarte bine poziționați, și dacă vom continua în direcția asta, nu putem decât să devenim un centru important pe harta inovării. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Am aflat despre ce faci, aș vrea să aflăm puțin despre cine ești, ce te-a condus să să faci inovație la Expleo astăzi, pentru că ai în spate un trecut, un parcurs care te-a te adus aici. Puteai să fii aviator sau să cureți semințe în faza blocului, nu? Că mai sunt ăștia care fac și așa. <laughs> <laughs> da, iată, ești aici la RFI să ne povestești cum ai ajuns la Expleo. Sigur. În principiu, cariera mea a început în mediul academic, dar pasiunea mea pentru automobil m-a determinat să Mă alătur companiei Expleo, care acum de mai bine de 10 ani începea o colaborare cu un constructor francez care nu mai a avut este activități în România până atunci. Ceea ce mie mi s-a părut un subiect foarte challenging, deci încă de pe atunci aveam posibilitatea să lucrez pe niște sisteme inovative care nu mai fusese în România până atunci. Am început în Expleo ca inginer de testare. Eram eu și cu un, încă un coleg care demarau această activitate pe care vă povesteam. Prin expertiză și implicare și dedicare am devenit liderul tehnic al acestei echipe care în scurt timp crescuse de la două persoane la în jur de 20 de persoane. Astăzi, as we speak, echipa respectivă are peste mai bine de 200 de persoane și suntem recunoscuți de către clientul nostru. După care, devenind managerul acestor echipe, am avut posibilitatea să discut cu colegii mei de la departamentul de inovare. Mie întotdeauna mi-a plăcut să bricolez, să descoperi idei noi, să vin cu idei noi. Și, prin urmare, datorită implicării mele în câteva proiecte inițiale, mi s-a oferit șansa să devin managerul acestei echipe de inovare, ceea ce fac astăzi, coordonez subiectele Innovation din Explor România. Cum e să lucrez cu acești tineri? Pentru că acolo, în incubatorul ăla pe care l-am vizitat, erau, cum povesteam, foarte tineri, erau niște băieți foarte tineri și uh, sunt curios să aflu care e interacțiunea ta cu ei pentru că să-ți dau un exemplu am avut un invitat care are 24 de ani și care mi-a spus că se simte deja bătrân uh, <laughs> de exemplu m-am simțit eu uh, <laughs> <laughs> dar asta și m-a gândit să știi că băiatul nu pătea câmpii pentru că cu fiecare an care trece de fapt noi cumva devenim mai buni în ceea ce facem dar cumva ne și înțepenim acolo. Succesul nu e neapărat ceva care te împinge să evoluezi, te ține pe loc. Cum vezi interacțiunea cu acești tine? Pentru că eu interacțion cu ei uneori, sunt chiar șocat de, cu ideile care vin, care mi se pare inițial niște aberații, dar când mă gândesc mai, mai profund, dau seama că, păi, da, de fapt, i-au văzut bine. Interacțiunea cu cei care lucrează pe inovare este fascinantă să vezi că zi de zi apar idei noi, să vezi vibe din echipă, deci întotdeauna este o energie pozitivă acolo și căutăm soluții, căutăm să dezvoltăm tehnologii noi, deci tot timpul avem pe masă noi proiecte, cred că este o energie pozitivă și așa și trebuie să fie pe cineva care își dorește să inoveze această atitudine este neapărat necesară. Deci, pe scurt, cred că ai mei colegi au, au o atitudine foarte bună și îmi place foarte, foarte mult energia cu care se implică în, în, proiecte și cred că este absolut necesar asta pentru a inova. Ce s-a întâmplat să auzi vreo idee de la ei care să se pare așa într-o primă fază trăznită și după aceea să dai seama că de fapt era ceva foarte interesant de explorat? Da. Cred că mi se întâmplă zilnic asta. <laughs> Dă-mi un exemplu. Uh, nu știu, la un moment dat uh, au venit cu ideea să reciclăm uh, sticlele din PET uh, uh. Uh, pentru a putea crea filament pentru imprimantă 3D. Inițial uh, mi s-a părut uh, interesantă ideea. Bun, dar cum o facem? <laughs> Și, drept dovadă, astăzi avem un un aparat care asta face. Deci, dintr-un PET generează filament cu care putem printa obiecte la imprimantele noastre 3D. Wow, mi se pare super tare <laughs> ideea. Și foarte simplă, dar de ce nu m-am gândit <laughs> da. <laughs> Așa sunt ideile astea geniale, știi? Păi era atât de simplu. Da. Deci, pet îl bagi acolo și scoți filamentul ăla și din filamentul ăla poți să construiești cu tot o altă lume. Exact. Adică... Ne apropiem de finalul emisiunii, și aș vrea să spun o întrebare așa mai tricky. Dacă, tot vorbind de inteligență artificială, roboți și tehnologie, dacă, dacă tu ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul ăsta pentru tine, ai fi liber de proiect, ai avea tot timpul din lume pentru tine, ce ai face? În primul rând, aș putea spune că n aș putea să stau degeaba, asta e clar. Dar clar m-aș implica foarte mult în activități sportive. Mai precis? Călătorii la munte, mers cu bicicleta sunt pasiunile mele și cu siguranță le-aș le exploata din, din plin. Deci să vină roboții ca să încălecăm noi bicicletele. Alex... O bicicletă inteligentă. Una care merge singură autonomă. Exact. Alexandru, mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea noastră, venind din viitor pe Alexandru Mircea, care conduce departamentul de inovație al companiei franceze Expleo. Cu o mie de angajați în România, Expleo aduce viitorul mai aproape de noi. Mai multe despre el și compania Expleo puteți afla la adresa expleo.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noi din viitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reloare sâmbătă după știrile de la ora 11, 10, precum și pe pagina noi venind Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, o emisiune oferită de BRD Grup Societe General.